Un cântec istoric ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. La o masă stăteau patru oameni, care se credeau că sunt cei mai importanți din lume. Primul spune: eu cunosc absolut orice despre oricine. Sunt Wikipedia. Al doilea spune: eu știu absolut tot despre oricine. Eu sunt Facebook. Al treilea spune: domnilor, fără mine nu cred că ați putea să reușiți acest lucru. Dar cel de-al patrulea a spus: domnilor, eu cred că voi glumiți, poate vreți să rămâneți fără curent. Nu colaborează instituțiile, ci colaborează oamenii din instituții. Și cred că este momentul, așa cum spunea și doamna director Claudia Anastase, oamenii să meargă umăr la umăr pentru realizarea obiectivelor comune. Doar așa România poate să avanseze, doar așa România poate să prospere.